Doamnelor și domnilor, începe acum comentariul zilei. Alături de mine în studioul știrilor, ca de obicei, jurnalistul Sorin Avram. Bine revenit, Sorin. Bună, Cătălina, bine m-a regăsit. A fost și ziua orașului, hramul Mănăstirii Sfântul Ioan cel Nou. La asta s-a rezumat sărbătoarea orașului, la slujba de la Mănăstirea Sfântul Ioan cel Nou din Suceava, procesiunea care a avut o cu totul altă formă anul acesta. Și singurul, să zicem așa, eveniment festiv îl vom prezenta în jurnalul de mâine, sărbătoarea cuplurilor de aur. Da, normal că s-a întâmplat așa. Discutam dimineață cu primarul Ion Lungu și ziceam, domnule, anul ăsta e hram fără hram. Zic că a fost... Nici nu. Unde mi-ai văzut un hram fără iuj, fără... Păi asta e, nu puteai să te... Bâlci. Acum cu epidemia asta, dar... Pe de altă parte, credincioșii cred că oricum ar fi pus o frână pentru că a murit în altul. Nu? Adică tot nu era așa de stat cu mâna în grindă și de bucurie foarte mare. S-a întâmplat lucrul ăsta, zicea primarul, sarmale alea n-au mai fost normale. Sarmalele de la primărie, dar au fost ori în sarmale de la cetățeni și credincioșii au uitat un pic de mască, de aici protecție. Aici o problemă, tocmai de aia primăria n-a mai dat primarul și cu soția, cum am făcut în ultimii 15-16 ani. Ca oricum să, acolo era organizat și poate că era problem, mai sigur. Dar tot, Cătălina, este riscant și de aceea primăria a pus la dispoziție numai apă, zicea Ion Lungu cu apă. Și lucru foarte important, a refuzat municipalitatea să-i cazeze pe pelerini în cămine, în internatele școlilor. Cam fiecare an așa se întâmpla, stăteau prin internate. Anul ăsta nu a fost de acord primarul și eu zic pe bună dreptate, zic, doamne, nu știi fiecare de unde vine și ce aduci. Plus că suntem în timpul examenelor. Nu, deci lucrurile au fost din punctul ăsta de vedere bine organizate. Am văzut și eu imagini de acolo, lumea era cu mască mai aproape, mai la distanță, însă oricum mult mai bine decât delegațiile politicienilor. Dacă ne uităm la imaginile cu vizita lui Ludovic Orban, acolo era metru atâta. Nu știu ce naiba s-a comprimat, așa metru ăla, 1,50 m, atâta s-a făcut. Așa era, unii în alții. Ori aici metru e mai mare, parcă, e cam așa, între enoriași. La politicieni e metru mai mic, altceva e mare la ei, venitul. Și la enoriaș e metru mai mare, însă contul e mai mic. Știi? Se compensează. Deci dacă ar fi să te iei după domnul Orban și ai lui și ai alții, când se strâng ei așa și fac ore din astea de partid, cum fac ei inaugurări de șantiere și de investiții și așa, păi am fi toți covidați, cred că. Știi, ei poartă masca la mișto, dacă o poartă prin birouri, stau, fumează, beau, deci n-ai ce să te iei. Deci eu cred că ei fac anumit, ca să fie un exemplu, așa nu, umblă fără masca. Fă ce spune masca. Guvernul, nu ce face guvernul, nu? Am scris asta. Fă ce spune Orban, nu ce face. Deci enoriași și credincioși sunt mult mai cuminți. Bine, acum e și o diferență, credinciosul vine la biserică. Ori ăștia din politică nu prea să duci prea la biserică. Duși, nu? Și dacă nu prea să duci la biserică, nu prea știu că trebuie să respecti ceea ce... Și e culmea că ei dau chestiile astea și ei nu le respectă. Deci a fost destul de bine așa. Au fost mici incidente, ți-am zis, seara la sarmale date de enoriașul, ceva aglomerație. Dar aici nici nu puteai ce să faci, să pui poliția să-i fugărească pe oameni, n-ai cum, dacă fiecare trebuie deci să fie conștient. Deci au fost conștient. Mai puțini oameni în curtea mănăstirii față normal de că avem alți mai puțin. Ani. Dar nu poți să te duci peste om, gândește tu să fii polițistă. Cu spray-ul la spate, ce faci? Mergi și fugărești omul că a venit cu sarmale? Nu, nu se dau pe sarmale. Da. Nu mai vine nimeni. Bine că nu te-ai făcut polițist. Da, și un alt incident care a fost, mi s-a făcut rău unei persoane mai în vârstă. În rest, oamenii au venit, se pare, la procesiune și din alte localități, da, nu doar din da. Județul Suceava, mai puțin și, evident, în condițiile date, nu s-a bulucit nimeni să treacă pe sub raclă, pentru că racla era purtată de o mașină. Și s-a evitat și această posibilitatea de a crea aglomerări. Ceva vorbind cu creștinul practicant Ion Lungu, că el e practicant, am aflat un lucru, zic eu, interesant așa, că l-am întrebat pe domnul Lungu, el mergând pe la biserici, pe la slujbe, de când s-a dat voie să se țină din nou
slujbele înăuntru, cum e, adică lumea păstrează, și a zis, domnule, dar nu se țin înăuntru. Adică mai toate bisericile au luat decizia de a face tot afară slujbele, pentru că înăuntru de obicei spațiile sunt mici, ar încăpea foarte multă lume și de aia decât să apară probleme. Și a spus, domnule, au fost situații, Sorin, nici nu poți să duci poliția locală, pentru că a fost vremea să... foarte proastă, duminică, da, cel puțin, s-au făcut și înăuntru atunci, slujbe. Da. Dar nu poți să duci poliția, a zis, nu poți să duci poliția înăuntru să stea, ia, vezi că n-ai 2 metru, iar, da. Știi? Și de-aia se ținea. Deci decizia asta pe care a luat-o guvernul, cred că a ținut-o prea mult cu interdicția, pentru că oamenii știau singuri ce au de făcut. Adică, da, ok, pentru o săptămână, două, ca să înțeleagă lumea despre ce e vorba, și după aia trebuia să dea la liber, nu trebuia cu hoși, cu tot. Era numai cu spusul. Deși n-a durat chiar atât de mult. Sorin, la prima relaxare au permis slujbe în exterior, da, și la a doua au permis slujbe în interior. Cei care conduc, ei au alte stări de alertă, la ei e altfel, adică dacă ei stau așa aproape, poate e altfel, poate pentru ei e altfel, nu? Sau poate că vor neapărat să-și iau un concediu medical și caută să se îmbolnăvească. Păi trebuia să meargă la, dar noi a chemat la Djokovic, la turneul de tenis. Mergeau acolo, luau sigur. Sau, uite, la Câmpul Lung Moldovenesc, la liceu, mai nou. Da, e o situație cu liceu tehnologic, e o situație cu mai multe cazuri de îmbolnăvire acolo. Pe de altă parte, sunt 50 de localități din 114 din județul Suceava, unde nu există niciun caz activ de coronavirus. După o bună bucată de vreme, prefectura prezintă o astfel de statistică. Apoi, 55 de localități cu mai puțin de 5 cazuri, 4 cu între 5 și 10 cazuri, și doar în 5 localități din județ sunt înregistrate peste 10 cazuri de COVID-19 active. Cred că la un dat 71 de localități în care nu era niciun caz. Oricum, din 114 e bine așa, ghinionul județului, că se cheamă Suceava. Dacă s-ar fi chemat județul Dorna, ar fi fost mai bine în situația asta, pentru că atunci când am fost arătați cu degetul și toți ochii erau pe noi și ne-au făcut cum ne-au făcut, a zis Suceava și a intrat tot județul. În ansamblu, cu toate că problema era într-un punct, în spital, acolo, așa, și a intrat tot județul. Acum ar trebui, normal, ar trebui să dea listele clar. Dom'le, astea sunt localitățile, poate printre aceste localități se află și comune și orașe care sunt turistice, care trăiesc mai mult din turism, cum ar fi Vama, Sucevița, Gura Humorului și așa mai departe. Dom'le, ca să știe omul, să vadă lista și când vrea să vină în Suceava, zic, uite, la Vama nu e nimeni, de ce să fie pusă pe mine această greutate și să mi se pună această etichetă de covidat? Pentru că, uite, eu n-am niciun caz și nu este corect. Dar e foarte greu să smulgi informații de la autorități, Sorin. Poate jurați la biserică, știi că unii se jură la biserică, nu mai beau. Ăștia la prefectură cred că se jură la biserică că să nu spună nimic. Nu mai spun nimic. Nu, doamne, dar voi nu părâți. Voi trebuie să informați. Amintește-ți că cred că sunt cel puțin 2 săptămâni de când decesele persoanelor infectate cu COVID-19 nu mai sunt raportate pe județe și pe cazuri și pe situații cu complexitatea bolilor de care suferea pacientul respectiv. Nu, acum spune pe statistica zilnică că sunt numărul de decese și că fac parte din județele și le enumeră. Nu mai sunt alocate decese. Noi, în momentul de față, nu știm să informăm publicul câte persoane au decedat, păi din județul Suceava de COVID. Cât a fost la Suceava, așa, și după aia noi mai băgăm și pe alții. Dăm așa pe județe și când vedem așa, la Suceava. Nu la Brașov, nu oferita Sfântul, în Ardeal nu. La Sibiu, cred că nu e niciun caz. La Cluj, unde e grupul de la Cluj, celebru. Uite, la Oradea au fost foarte puține, în Bihor au fost foarte puține. La domnul Bolojan, la să fie, nu, dar acolo să fie la asta, la Cluj, la Sibiu. Bă. Și tot prefectura a informat că a început să evalueze pagubele inundațiilor în grupuri complexe. Dacă îmi permiți, evaluare plăcută. Și cu asta basta, se încheie, pentru că azi face evaluarea și despăgubirile vin peste 8 ani, 10 ani. Cum vin? Au fost? La valoarea de acum, eventual. La valoarea de acum. Dacă ele vin într-un târziu, deci lumea trebuie să aibă răbdare, cine așteaptă, localități, oameni trebuie să aștepte, pentru că am văzut din urmă, nu știu, era cu cimentul ăla care a stat ani de zile pe la poliția de frontieră. Am găsit de curând imaginile acelea, Sorin, erau din 2012. De la poliția de frontieră a stat acolo, s-a stricat cimentul, nici nu mai putea fi folosit la nimic. Cartonul din care erau făcuți sacii a fost udat de ploaie și
cimentul s-a cimentat. Îți dai seama că acum e scuza asta, domnule, dar evident că trebuie făcute aceste raportări. Ele se adună acolo într-un sertar, într-un computer pe la București și zac acolo coane. Însă, acum îți dai seama, orice, domnule, dar a fost cu COVID-ul ăsta. Nu avem. Deci dacă întrebi, doamne, dar pensiile? A fost COVID-ul. Nu uite, doamne, dar alocațiile? Hai, domnule, a fost. N-ai văzut ce a fost cu COVID-ul? Domnule, dar inundațiile? Domnule, asta ne mai trebuia. Nu ai văzut ce ne-a făcut COVID-ul? Domnule, dar investițiile? Păi, dar de câte ori să-ți mai spun tu, n-ai văzut ce a făcut COVID? Stăm așa. Stăm așa și aia, de COVID-ul. Orice, la orice întrebare, COVID-ul. Și dacă dați voi concret așa, ce ați făcut pentru economia țării? Că am văzut, nu suntem nici Germania, nici Statele Unite, nu suntem. Dom'le, da, am văzut acolo și de trilioane, și de miliarde, și de sute de milioane. Voi ați dat măcar un miliard de lei? Eu cred că n-au dat. Pentru că totul a fost așa împachetat. Că au dat 75% pentru așa, dar să dai 75% la niște săraci. Din sărăcie, da. Din sărăcie. Da, mă, la că 75. Din bogăție nu s-a tăiat. Păi cât e acuzat domnul ăsta la uniform cu nu știu ce șpagă că a luat. Păi din aia a plătit 1 milion de români cu 75% dintr-o șpagă. A dat 2 luni acolo 3 firfirei, lasă, hai săracilor luați, că erau niște săraci care aveau salariu minim și 75% nu înseamnă nimic. După aia ce a zis? Am vorbit cu băncile. Mă, de parcă ți-ar fi... Deci că am vorbit cu băncile... Dar iată ce încredere au băncile în guvern, că nu vor să aprobe credite garantate de guvern. Cătălino, le aprobă, nici nu-s multe. Păi nu, că le aprobă pe cele care întrunesc absolut toate condițiile. Cătălino, dar nu-i Crucea Roșie nici o bancă. Ce fă? Dar sunt garantate de guvern, teoretic. Banca nu are cum să piardă. Nu, dar are foarte mare încredere, așa cum ai spus. Dom'le, am vorbit cu băncile. Bun, mă, dar tot eu trebuie să plătesc alea. Eu ca firmă, iau împrumutul, mulțumesc frumos. Dar dacă nu vorbea guvernul cu băncile, băncile oricum vorbeau cu oamenii, că vedeau că n-au de unde să plătească. Dacă e dobândă zero, și asta amâna. E singura facilitate. Bun, ok, dar n-a dat nimic din buzunar. Dar hai să ne amintim că avem un mare proiect garantat de guvern, Suceava Utilități și Mediu, care e negarantat. Și aproape că ajung unele primării în faliment. Deci din cauza asta cu ratelor. Băncile, că am făcut... Mă, dar în rest, ce s-a făcut? S-au luat măsuri care să prevină că oamenii măsuri, să de costume, se îmbolnăvească și să nu, limiteze numărul de cazuri. Asta spune guvernul. Deci lumea aleargă prea mult și stă prea mult cu pisici, cu ce apare pe Facebook, cu glumele astea de prostești de pe internet. Apar tot felul de emoticoane și cu animale și așa și lumea se ia cu una cu alta, știi? Și da, toată lumea aleargă, fuge, chiar dacă stă pe loc, îți fuge mintea așa. Și doamne, dar hai să facem un bilanț. Hai să vedem cât. Nu e încă momentul de bilanț, că încă suntem în epidemie. Este momentul. Doamne, cât? Și cu asta cu investițiile. Că eu aud că am repornit motoarele economiei. Doamne, când... Ieșim cu buldozerele. Când zici așa că ai repornit, eu mă aștept să ies din casă și să fiu un huruit infernal peste tot, să nu mai știu pe unde să o apuc de la repornire. Ba tocmai că auzim ciripitul păsărilor. Da, dar, doamne, practic, ce este repornit? Adică, macaralele, nu le vezi nu, peste tot. Ce anume este repornit? Eu n-am înțeles. Asta, deci, e foarte multă propagandă. Sunt folosite niște cuvinte cheie, niște expresii cheie. Deci, odată avem asta cu lupta. Deci, se luptă cu corupția, se luptă cu nepotisme, dar iau pe ea, îi dau afară nepoților și bagă pe a lor. Se luptă cu ciuma roșie, deci odată e lupta și după aia cu coronavirusul și după aia reconstruim, repornim, reconstruim aia și bă, dar zi mă, pe aia. Astăzi am pornit, lucrăm la centrala nucleară de la Cernavodă, lucrăm la reactorul numărul 4, sau nu știu câte mai suntem. Și suntem așa, stăm de vorbă cu domnul inginer Pandele. Domnul inginer, să trăiți, am venit aici. Ce faceți? Uitați reactorul 4. Cât e reactorul? Uitați, asta e scris, asta e reactorul. Și noi suntem aici. Ok, v-au dat bani, da. Mai departe. Suntem pe autostrada Câmpina, nu știu care, Câmpia Turzii, așa. Nu,
trecem munții, da, da? Cluj, Sebeș, nu știu care. Stăm de vorbă cu domnul inginer, trăiți domnul inginer, care? Uitați, noi aici am făcut. Bă, dar arate, nu mai zic că am repornit și că băgăm. Dar nu ți-a arătat, Sorine, sâmbătă, ce are pornit și câte investiții sunt începute în județul Suceava? Stai, și în ce stadiu de execuție sunt? Eu zic la astea... Asta s-a întâmplat. Eu zic că astea mari, mă, lasă astea de jucărie, că facem noi două camere și cu două WC-uri. Da, lasă-mă, din astea mari. Că am repornit motoarele economiei. La o țară cu 20 de milioane de locuitori, ca să ducă o țară 20 de milioane de locuitori, tu îți dai seama ce motoare, motoare îți trebuie? Păi ai un avion, da? Păi ai văzut avioanele astea Boeing, ce motoare au? Nu poți să pui motor de Dacia acolo. Și când zici repornire, tu zici că țara asta e numai un furnal. Știi că a revenit poluarea în România, dar în țara asta respir cel mai curat aer, că nu se lucrează nimic. E verde, eco, bio. Eco. Totul este eco. Dar despre ce vorbeam noi aici? Noi aici, așa? Am început de la inundații și că banii nu vor fi dați niciodată. Așa și nu vor fi dați. Adică vor veni peste 10 ani 2,50 de bani de un pachet de țigări să fumeze de nervi omul că a primit banii. Da. Mulțumesc, Sorin, pentru discuție, doamnelor și domnilor, știrile continuă.